Anul acesta ar trebui să fie unul de excepție pentru Muzeul Municipal din Curtea de Argeș, fie și numai pentru faptul că în luna mai împlinește 50 de ani de existență. În ultima perioadă, municipiul Curtea de Argeș a devenit și mai cunoscut datorită festivalului medieval pe care l-a organizat muzeul. În ultimii 2 ani nu au fost bani pentru o nouă ediție, dar în acest an festivalul celebru în toată țara ar putea reveni. Festivalul medieval are șanse să fie organizat anul acesta? Eu îmi doresc din tot sufletul... Sper să găsesc înțelegere la nivelul Consiliului Local, pentru că devenise un brand, se știa deja în toată țara. Festivalul medieval de la Curtea de Argeș facea parte dintr-o serie de astfel de manifestări care au loc în multe orașe. Absolut toate celelalte localități care organizează festival medieval, și nu sunt puține, știau că în prima weekend din luna iulie se face la Curtea de Argeș și nu-și fixau atunci ca să nu ne suprapunem. Organizarea festivalului medieval la Curtea de Argeș depinde însă de bani. Bugetul local va fi adoptat cel mai probabil în aprilie și atunci conducerea muzeului va afla dacă primăria a alocat bani și pentru această manifestare.